Grecia a ratificat acordul de asociere dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană. Aceasta este a 27-a țară din cele 28 de state membre ale Uniunii Europene care a ratificat documentul. A rămas doar Italia să-și mai exprime opțiunea. Acordul de asociere dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană a fost semnat la 27 iunie 2014 și a fost ratificat de Parlamentul de la Chișinău pe 2 iulie. Mai mulți deputați s-au arătat deranjați de faptul că pe 11 noiembrie în sala Parlamentului s-a desfășurat un seminar al adunării parlamentare a NATO. Astfel, deputatul socialist Vlad Bătrâncea a solicitat explicații de la președintele Parlamentului, menționând că acest fapt a fost o sfidare a Constituției Republicii Moldova și comunistul Vladimir Voronin s-a arătat indignat de locația seminarului NATO. La rândul său, speakerul Adrian Candu a menționat că, de fapt, scopul alegerii anume a acestei locații a fost unul de a economisi 125.000 de lei care ar fi fost cheltuiți pentru arendarea unei alte săli. PLDM va face o profundă resetare a partidului, înțelegând că o parte din numărul mare al membrilor de partid ar putea să nu se mai încadreze în noile rigori stabilite. Despre aceasta a menționat într-un interviu pentru Deschide.md președintele interimar al PLDM, Valeriu Streleț. Acesta mai adăugat că sprijinul Guvernului României pentru Republica Moldova ar putea depinde de faptul cum va arăta următoarea majoritate în legislativul de la Chișinău. Eu cu siguranță nu mă voi ține de funcții și mai ales în situația în care eventual funcția respectivă ar fi un blocaj în negocieri. Declarația a fost făcută de președintele Parlamentului Adrian Candu în replică la una dintre condițiile prezentate miercuri de liberal-democratul Valeriu Streleț. Totodată Candu a precizat că PLDM nu trebuie să pună anumite condiții, dar să înceapă discuțiile și să fie găsite soluții și compromisuri. Democratul s-a mai arătat convins că va fi formată o majoritate parlamentară nouă și va fi investit un nou executiv. O retrospectivă a activității Consiliului Municipal Chișinău din ultimele luni a fost prezentată astăzi în cadrul unui briefing de către liderul fracțiunii PSRM în Consiliu, Ion Ceban. Acesta a menționat că au fost și se comit în continuare o serie de încălcări de procedură, iar subiectele incluse în agenda nu reflectă nici pe departe problemele reale ale capitalei, printre care sunt tarifele majorate sau construcțiile ilegale. Totodată, Ceban a precizat că aceste încălcări au loc din cauza haosului creat de consilierii pro-europeni. Peste 600 de grădinițe din Republica Moldova au fost renovate cu mijloace financiare din grantul de 20 de milioane de euro oferit anterior de Guvernul României. Potrivit ambasadorului României la Chișinău, Marius Lazurcă, se așteaptă ca și anul viitor acest demers să continue și să mai fie reparate și alte instituții preșcolare de învățământ din țara noastră. Un total de investiții vor beneficia 774 de grădinițe din 32 de raioane și peste 200.000 de persoane, copii, părinți, personal didactic și tehnic. Până la ora 15 astăzi va fi sistată alimentarea cu apa rețelelor pe străzile Calea Orheiului, numărul de la 103 la 107, inclusiv fracții Vasile Badiu, numărul de la 8 la 14 și Magda Isanos, 44 fracție 2 din capitală. Sistarea planificată are loc în legătură cu executarea lucrărilor de branșare a apeductului nou construit din strada Vasile Badiu, 8 fracție 3. Președintele Siriei, Bashar al-Assad, a declarat într-un interviu pentru publicația franceză Valeurs Actuelles că liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, este singurul apărător al creștinilor. Când privesc actuala situație din lume, îmi dau seama că președintele Rusiei este singurul apărător al civilizației creștine în care se poate avea încredere, a precizat liderul sirian. Totodată acesta a spus că nu are de gând să demisioneze, ori acest lucru se va întâmpla doar dacă va fi o decizie a majorității sirienilor. Aproape 48.000 de euro s-au adunat din concertele caritabile susținute pentru ajutorul celor care au suferit în urma incendiului din Clubul Bucureștean Colectiv. Concertele au avut loc în România în perioada 12-14 noiembrie. Amintim că în urma tragediei din localul de noapte au murit peste 50 de persoane, iar multe altele au suferit răni și arsuri grave. Un avion Airbus A320 al companiei germane Lufthansa a efectuat o aterizare de urgență miercuri pe aeroportul Tegel din Berlin. La bordul navei se afla și președintele Estoniei, Thomas Hendrik Ilves. Echipajul a decis să aterizeze după ce a fost observată o crăpătură în geamul cockpitului. Atunci când piloții au observat crăpătura, au transmis un semnal de ajutor și au îndreptat avionul către Berlin. Nimeni, inclusiv președintele estonian, nu a avut de suferit.
Pentru astăzi, Banca Națională a Moldovei a anunțat următorul curs valutar. Prețul pentru euro a urcat cu 8 bani și valorează 21,24 lei. Dolarul american a adăugat și el 7 bani și costă 19,92 lei. La cotația de ieri de 4,77 lei a rămas leul românesc. Cu un ban mai mult are hrivna ucraineană, care costă 0,83 lei, iar rubla rusească și-a păstrat prețul de 0,30 lei.